Membrii miliției rebele din Houthi au filmat momentul în care atacă nava pe care se aflau 25 de marinari din mai multe țări. Aceștia au văzut vasul care naviga pe Marea Roșie, iar ulterior au reușit să ajungă la el cu ajutorul unui elicopter. După ce au ajuns pe vas, acoperiți pe față și înarmați cu mitraliere, rebelii au tras nava în portul Hodeida din Yemen. Gruparea a făcut publice imaginile capturării navei și a marinarilor, arătând că acest gest este o demonstrație de forță. Acest gest de piraterie a fost venit pe baza unor elemente politice de acolo din zonă. Deci e vorba de rufluri politice între această fracțiune și Israel. Pe navă se află și un navigator constanțean, cu care familia nu poate lua legătura, deoarece toate comunicațiile au fost blocate. Acum, eliberarea marinarilor și a navei stă în mâinile autorităților române și străine, care negociază în fiecare zi cu răpitorii.